Alo, domnul! Bună dimineața! Ieși un pic, acum poți să ieși afară. Văd că ai aceia condiții. De cât timp dormiți aici? Adia în calul. Viorel Caramet are 40 de ani și a trăit toată viața la casa de copii. De când a plecat de acolo, adică de 18 ani, susține că își duce nopțile într-un cavou din cimitirul ortodox. Au văzut numai care erau un cimitir pe aici. Restul, cine să vadă. Vă e frică de faptul că o să vă dea afară? Nu. Au mai încercat până acum să vă alunge de aici? Nu. Unde ați crescut? Unde? La casa de copii. Și după ce ați plecat de acolo? Și am plecat în boschez direct. Cavoul din cimitir a devenit casă și pentru un alt bărbat fără acoperiș deasupra capului. Pe el nu l-au găsit polițiștii compartimentului de proximitate miercuri dimineața când au mers să evalueze situația. Oamenii legii trebuie să anunțe acum primăria, singura instituție care le poate da o șansă celor doi bărbați. Vom face din nou o informare către autoritățile publice locale. Am mai făcut o informare în luna decembrie 2013 pentru a găsi un adăpost pentru aceste două persoane. După vizita polițiștilor, oamenii străzii și-au continuat somnul în cavouri. Acolo vor rămâne până când cei de la primărie le vor găsi o locuință. Deocamdată nu se știe când se va întâmpla acest lucru, pentru că niciun reprezentant al municipalității nu a venit până acum cu o soluție la aceste cazuri.